Primarul Comunei Floreș, Horea Șulea, a decis să rezilieze unilateral contractul cu firma Diferit pentru execuția centurii de sud Floreș-Cluj-Napoca. În schimb, cu șoseaua de ocolire pe partea de sud, după cum știți, odată expirat termenul în care trebuia realizată lucrarea, nefiind realizată lucrarea, unilateral a luat hotărârea de a rupe contractul cu firma consultare. Suntem pe punctul de a reactualiza un pic proiectul în ceea ce privește partea de deviză de lucrări, că s-a făcut ceva lucrări cât de cât pe acolo și urmează să-l scoatem la licitație, astfel încât la primăvară, dacă Bunul Dumnezeu ajută, cineva să vină să apuce să facă acel drum. Horea Șulea mai spune că primăria nu a putut interveni pentru repararea acelui drum. Acum am putut să intervenim și noi pe acel drum, că până acum amplasamentul era predat constructorului. Am intervenit cu piatră de carieră și cu mancadam. L-am adus în condiții de circulație, zic eu, bune. O să încercăm să-l întreținem în forma asta. În anul 2016, chiar în campania electorală pentru alegerile locale, primăria Florești a semnat contractul de execuție a centurii cu firma Diferit, iar termenul de realizare trebuia să fie de 6 luni. Compania Diferit a oferit atunci cel mai mic preț, puțin peste 28,4 milioane lei cu TVA inclus. Neînțelegerile între cele două părți au apărut când firma constructoare a cerut o suplimentare a valorii contractului cu 25%, asta în condițiile în care a fost realizat doar un procent de circa 5% din întreg proiectul. Floreștenii așteaptă de mai mulți ani din partea primăriei realizarea unei centuri între comuna urbanizată și municipiul reședință de județ aflat la câțiva kilometri pentru a avea o alternativă la drumul național 1 extrem de aglomerat. Încă din primul mandat al actualului primar câștigat în 2012, acesta a promis în mai multe rânduri că va face în cel mai scurt timp acest drum.